Salutare tuturor, mă numesc Marius Iancu și bine ați revenit la un nou episod din seria voastră preferată, respectiv reacția la Life of Luxury. E bine, guys, astăzi am un episod destul de special pentru voi. Din păcate, nu pot alege din comentariile voastre, ce sunt foarte, foarte multe și nu e ca și cum toți spuneți același videoclip. Fiecare spune, bro, reacționează la celălalt videoclip, bro, reacționează la videoclipul ăla, știi ce zic? Însă, am luat primul comentariu care mi s-a arătat în cale și astăzi vom reacționa la un videoclip foarte, foarte horror, poate chiar cel mai horror de până acum. Este vorba despre cineva care este urmărit de un stalker, cum a fost și chestia aia. Stalker e un om obsedat de tine, like, care vrea să-ți facă rău, vrea să-ți facă chestii de genul, și acest stalker este în casa persoanei și se uită prin ventilație la ea. Like, este ceva super, super creepy. Nu uitați să apăsați butonul de like, să facem cât mai multe like-uri la episodul ăsta și haideți să începem. Ok, guys, haideți să-i dăm drumul cu episodul, bro. Ok, deci a primit un mail de la o fată, Lydia, de 18 ani, care spune că are pe cineva în casă care o aude când vorbește și el, ea o aude pe el, cum vorbește în ventilația ei, în ventul ei, știți cum e pe Among Us. A zis că chestia asta e o nebunie, însă după le-a trimis un video. Hai să vedem. Oh my god, what the fuck, bro? O întrebat-o și că vrei să vii să te joci cu mine? Am niște jucării pe aici, bro. Mamă, băieții, păi gândiți-vă voi să stați așa și să vină unul la voi, să stai așa și din ventilație, nu știu dacă aveți ventilație, eu n-am, dar să spunem așa, dintr-o gaură de pe cameră, să vină unul, vină să te joci cu mine. Păi m-am dus, să moară pe ții, nu m-am dus. Am strâit pe geam instant și stau la etajul 4, grijă mare, deci hai să vedem. O să se ducă la Lydia acasă, să vadă ce se întâmplă. Ok, acum o să sponsorizeze pe băieții ăștia. Băieții nu mă plătesc, așa că nu o să sponsorizeze. Glumeam, nu vreau să vă pierd timpul, așa că o să trecem direct la activitate. Deci, sunt speriați deja. Ok. Au zis că trebuie să se ducă să investigheze ce se întâmplă acolo. Oamenii sunt deja destul de speriați, din câte am înțeles. Am ajuns la ea acasă, bro. Hai să vedem. Hai să batem la ușă. Hai să o găsească pe Lydia, nu? Uite-o. Hai. Hai, putem intra? Deci, ok, deci intrați înăuntru, o să văd care este problema. Asta e dormitorul meu. Poți să le spui care e problema? Se întâmplă ceva foarte, foarte nașpa la ventilație. Ok, deși că noaptea trecută cineva vorbea cu ea, a văzut filmarea aia pe care a făcut-o ea și că ea era pur și simplu paralizată de frică. A văzut videoclipul. Ok, îi spun că ei se... cum îi spune? Nu prea cred că este adevărat videoclipul, cam asta spun. Ia, și că jur că e ceva acolo. O să deschidem ventul. Ai mai deschis ventul? Well, the cover is open. Shine the light down here. There's stuff in there. Ce că sunt lucruri acolo? Yo, did you put this in here? Ai pus asta aici? Oh my god, au găsit un măr, bro. Ăștia cred că de ei, băieții, cred că este o înșenare ei, gen, adică zic, ai pus tu asta aici și nu l-am pus. Nu ai pus asta aici. Și că e un fresh, gen, e fresh, adică e de câteva ore. Lydia, there's no way a human could fit in this vent. Deci că nu e ca și cum un om s-ar putea băga acolo în ventul ăla. There's half of an egg in here. Uite și ouă acolo. It smells pretty fresh. Miroase destul de fresh. Tu nu pari prea șocat. De ce nu mă crezi? Jur că nu pot.
Asta e foarte, foarte nașpa. O să pună camere peste tot cum fac ei de fiecare dată. Și o să aștepte în cameră. Mergeți la treabă. Ok, băieții, hai să vedem ce o să se întâmple, chiar sunt curios. Ok, o să pună camerele. Ok, begin our raid. S-a dus în mașină, hai să vedem. Ora 11.34. Nu uităm chiar acum acolo, bun. Deci uite, au pus camere în toată casa ei. Au 5 camere până acum. Ok, e camera și cu ea. Ok, este ora 1.19 și peste 2 ore asta zice că e fără sens. Că pur și simplu au chemat-o cu gen, fata i-a chemat că i-a văzut pe YouTube gen și vrea doar să atragă atenția. La ora 2.02. Se uite ceva. My skin hurts. Pielea mea doare. O să vin și o să te vizitez. Yo, wake up. What's she doing? Ok, și-o dat seama. What's she doing? Look at her. Nothing. Dude, she's freaking out. Păi, e speriată. Vreau să fim împreună, spune ăla. Auzi? Postman Pat, he's black and white kid. Cântă un cântec. Trebuie să mergem, bro. Ok, și-au dat seama că e ceva super naș pe acolo. Postman Pat, de ce tot cântă Postman Pat? Au venit ăștia. Ok, ok, au zis că cică ventul duce la subsol. Hai să vedem ce se întâmplă. Ia camera. De- oh, e la subsol, bro, normal că poate să vorbească, man. Mama, locul ăsta e foarte, foarte creepy. Uite la asta. Dude, what's that noise? Bă, ce se aude? Mamă, bro, se aude ceva. Oaia, băieții, oaia, pe de ghine. Deci, bro, sincer, sunt foarte, foarte speriat. Like, ce se aude, man? Hai să vedem. Excuse me, sir. Scuzați-mă, domnule. Ia, uite-l pe ăsta. Can I have a word? Bro, uite-l pe ăsta. Is this your house? Asta e casa ta? Sir, is this your house? Do you think you belong here? My skin hurts. Pielea mea doare. Băieții, am impresia că o să țipe, să nu vă speriați, ce am impresia asta. What? Why are you in this house? De ce ești în casa asta? Is there something wrong with you? E ceva nașpa cu tine? Poți să vorbești? Nu știu ce fac aici. Asta e patul tău unde dormeai? Do you know where you are right now? Știi unde ești? O să fie rănit. How did you even get here? Cum ai ajuns aici? De când timp ești aici? Vorbește, bă. Right now. Sir. Bă, ăsta-i dus cu capul, cică, fă liniște. Do you have mental problems? Ai probleme mentale? Că care e probleme mentale, băieții? Uite că, cum îi zice, poartă pijamaia de spital. Cred că e scăpat de la spitalul de nebun sau ceva de genul. Hospital gone right now? Why are you laughing? What about this? De ce râzi? Do you realize you're committing a crime? What are you doing? Ce faci? Okay, how about we get out of the house? Okay, stop it. Wait, if you're not gonna answer any more questions, then you need to leave. Trebuie să pleci. Record him. Make sure he doesn't go back to your room. Hurry up, go upstairs faster. Come on, dude, he's running. Make sure he leaves. Fii atent dacă pe lacă. Okay, let's go check on him. Hai să vedem ce face ea. Hai să vedem ce face fata. Lydia. Lydia. Yo, you're right. We gotta get out of here. We got him out of here, but we still gotta go. There was a guy. We still gotta go. Trebuie să plece, bro.
Aura, să nu fac cazul, mene. We send this footage to proper authorities. Lydia no longer stays in that house. Deci că au trimis filmarea la autorități și Lydia nu mai stă în casa aia. We don't really know who that guy was. Nu știu cine era băiatul ăla. We still didn't really get a conclusion on this. All that we can do is hope that he doesn't come back. Thank you so much for over half of a million. Ok, guys, aici se termină videoclipul, băieți. Ăsta a fost clipul de astăzi. Haideți să începem. Let's go. A primit un e-mail de la o fată de 19 ani, de la Kayla. Asta este Kayla. Hai să vedem. Ok, deci Kayla locuiește cu tatăl ei și spune că acesta lucrează în subsolul casei lor. Hai să vedem. Ok, deci lucruri foarte, foarte ciudate se întâmplă în noaptea în casa ei. Ok, deci se aud țipete și sunete de așa ca și cu ceva ar zgâria de la, cum zice, de la subsol. Adică se întâmplă ceva super, super ciudat. Hai să vedem. Ok, a trimis și un video pentru dovadă. Check this, guys. Aulo. Bro, mamă, deci ați văzut că era cineva gen sub, era cineva la subsol, bro, ați văzut cum făcea gen, mamă, ok, hai să vedem. Deci că Kayla nu s-a mai dus în subsol de când a văzut videoclipul ăla, de când a făcut videoclipul ăla, nu mai calcă pe acolo, hai să vedem. Ok, și iar acum tatăl ei închide efectiv, pune lacătul la subsolul lor. Super, super ciudat, hai să vedem. Ok, deci momentan tatăl lui Kayla este plecat, iar ea este singura acasă și tocmai de aceea a zis să-i cheme pe băieți. Ok, merg acolo și să vedem ce o să se întâmple, hai să vedem. Chiar sunt curios, guys, ce o să se întâmple și despre ce este vorba. Deci recapitulare e super simplă. Tatăl a plecat și îi cheamă băieți. Asta. Exact, ce face în subsol, că dacă pur și simplu vrea să ascundă de la gen de la fiica ei. Hai să vedem. Da. Asta, trebuie să vedem ce se întâmplă în subsol. Nu știu ce se întâmplă acolo. Hai să vedem, băieți. Acum se duce și tatăl îi face ceva în subsol, acum a plecat și trebuie să investigheze băieții situația. Chiar sunt super, super curios ce o să se întâmple. Iar sunt curios și hai să vedem, guys, până la urmă ce o să se întâmple. Ok, au ajuns, hai să vedem, ăsta e locul, hai să vedem. Ești gata pentru asta? Ok, hai să vedem, let's go. Bă, hai că se duc la ea acasă. Au putut la ea acasă. Deci, hai să vedem, ăsta e locul. Hai. Uite-o pe Kayla, da. Putem să intrăm? Bun, deci... Deci după cum vedeți că el arată fix ca în poze, gen, e o pată momentan normală, hai să vedem. Deci e okay, normală okay, momentan. Ok, să vedem. Poți să ne explici mai despre ceea ce s-a întâmplat? Cred că trăiește ceva acolo. Gen, nu cineva, ceva. E ceva în subsol, da. Aud chestii că se mișcă acolo. Și noaptea trecută... Am crezut că e ceva camera mea, sub, cum zice, sub patul meu, hai să vedem. Da, sunt destul de paranoică, însă nu cred că este paranoică, guys, cred că este ceva adevărat, hai să vedem. De ce crezi că ai venit în camera ta? Hai să vedem. Ok, băieții, deși care semne pe mâini de, hai să vedem, are semne pe mâini de data trecută. Ca și cum ceva ar fi mușcat-o, bro, hai să vedem. Ok. Asta mă sperie, da, e destul de nașpa. Hai să vedem. Nu ia concluzii. Da, ar putea să fie doar o zgâritură. Încă o chestie. Am văzut ceva în dulapul meu acum câteva nopți. Și mă simt foarte, foarte ciudat. Și pot să jur că am văzut chiar ceva că ieșea din chestia. Deci pot să jure, hai să vedem. Chiar sunt curios, guys, ce o să se întâmple. Da. Deci se ia super, super nașpa. Hai să vedem ce se întâmplă în subsol. Ce lucrează tatăl tău? A zis că este un chirurg. Da, dar niciodată un chirurg. Da, cred că un chirurg, un medic, să spunem așa. Dar niciodată n-am văzut că lucră în spital, bro. Cum adică e chirurg și nu lucră în spital? Numai în subsol, bro. N-are sens. Hai să vedem, băieții. Da, exact. O să pune peste o cameră și o să vedem ce se întâmplă. Se uită pe cameră, stau în mașină, hai să vedem, băieții, ce se întâmplă. Sunt super, super curios.
Trebuie să te relaxezi. Da, hai să uităm sub sol, bro, să vedem despre ce este vorba. Chiar sunt curios ce se întâmplă, let's go. Am început să pună camere peste tot, ok. Una pus și acolo. Ok, pune și acolo ca să se uită la... Cum îi spune chestia aia? La, sub, la subsol. Nu poți să intre. Ok, deci și că e închis dinăuntru, știi zic, adică trebuie să fie ceva înăuntru ca să-l închidă, bro, și are și o parolă. Da, nu putem să punem o cameră în subsol. Avem una acolo, deci băieții nu pot să pună o cameră în subsol, nu poate să intre în subsol deoarece este închis de dinăuntru. Hai să vedem. Pun una și camera lui Kayla. Hai să vedem. Ok, hai că pune o cameră și camera ei. Da. Exact, o să mergem în mașină și să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem. Let's go. Ceva se întâmplă super 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 nașpa. Hai să vedem. Am început să ne uităm noaptea la chestii de genul. Alright, so we're waiting in the car right now. Bun, chiar acum așteptăm în car. A pus camerele peste tot, ne uităm pe telefon. Avem ceva, ceva hall, ceva basement-ul, hai să vedem. Și avem una în camera lui Kayla. Hai să vedem. Da, exact, nu știu ce așteptăm, bro, pentru că ăla e închis, adică pur și simplu stăm degeaba, spune. Asta așteptăm să vedem. Bun, îl pune pe ăsta, el se uită. Hai să ne broc ce o să găsească. Dacă o să găsească ceva, sunt chiar super, super curios. Eu sper că dacă o să găsească ceva. Asta e la ora 1.27 în camera lui Kayla. Asta e hall-ul, hai să vedem. Let's go. Asta e ușa de basement. Vedeți acolo, v-ați prins voi, acolo e subsolul. Momentan nimica, pe momentan absolut nimica. Hai să vedem. Let's go. Bun, 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 bun. Aoleo. Ha, dormit și ala, bro. Nu e ok ceea ce se întâmplă. Hai să vedem. Hai să vedem. Oh, shit. Bro, asta o duceva din subsol. Bro, ce-i chestia aia? Man, ce-i chestia aia? M-am uitat la Kayla în cameră. Dar cum poate să intre la acolo? Oh, mamă, ce m-a speriat, mamă, să moară băieții, băi! Deci, efectiv, a făcut atâta sunet încât a picat camera, bro! Deci, a făcut atâta sunet, a țipat atât de tare creatura aia încât a picat camera. Ce-i asta, man? Chiar sunt curios, bro, ce-i asta? Cum adică să faci atâta sunet încât să pice camera? Bă... Bros 2? Bro! What? Bă, voi vedeți că sunt 2 like, băi! Ori sunt eu prost, bă! Ori vedeți că sunt mâinile lui ăsta, acolo cred că e capul, aici sunt picioare, bă, sunt 2! Bă, sunt 2 legați, what? Bro, de ce sunt 2 dăștia, man? Like, pe bune? Hai să vedem, bro! Mamă, bro, ce se întâmplă, man? Uite-i, man! Sunt efectiv 2! Bro, treziți-vă! Au, și le-am pat! Ai, ai. S-au trezit la ora 28, deci pe aici cât era ceasul? 29, deci peste 9 minute. Hai să vedem, peste 9 minute s-au trezit, ia, ce văd? Yo, wake up! Up, trezește-te! Deci, ok, o cameră e pe jos. Cum a ajuns? Ce că nu știu. Oh my god, bro, mamă de 9 minute face chestia de 9 minute, efectiv. Bro, ce face? Mamă, e ceva din gura ei, hai să vedem, bro. Din gura lui, hai să vedem, bro. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Hai să vedem. Bro, hai să vedem. Bro, ce se întâmplă, man? Bro, fugiți! Bro, ce chestia, man? Lasă-l! Bro, ce chestia, ia-o, bro! Ce chestia aia? Hey, Kayla, ești ok?
Ok, deci el a stat trezit. Bro, ce se fac cu ea? Fugiți, man! Băi, super, super ciudat. Fugiți, man, mamă, ce panicat e băiatul ăsta. Nu vreau să-l ce-s ăla. Ce-a fost chestia, bro? Fugi, man, fugi! Ești ok? Ok, deci jucăm sesii de bine. Deci că am mers la Kayla, gen, am dus-o pe Kayla acasă noastră ca să petreacă noaptea, gen, la noi acasă, să fie în siguranță. Și atâta, cred. And reported her father to the police for investigation. Și l-am raportat pe tatăl ei la poliție pentru investigații, deoarece ținea ceva super, super suspect în subsol. Hai să vedem. Ok. Hey guys, thank you for watching. Deci cam atât a fost episodul, guys. Hai să trecem direct la episod. Pentru episodul acesta, a primit un report, adică un e-mail de la Megan. Hai să vedem. Oh, Megan arată foarte bine, băieți. Hai să vedem. Megan arată foarte bine, să. Ok, deci că Megan locuiește singură și a, cum îi zice, a observat niște activitate ciudată în casa ei noaptea. Ok, băieți, deci eu vă zic sincer, eu nu știu ce înseamnă primele două, numai treia, adică a zis niște sunete super ciudate, prin care și niște râsete. Stomping și pipes bursting, scrieți în comentarii, băieți, să învățăm engleză împreună, că eu știți că nu mă... nu știu care e treaba cu engleză, hai să vedem. Ok, și Megan când a auzit că, bă, aude atâta sunete ciudate, cel mai probabil stomping alea sunt niște în perete sau ceva de genul, niște sunete așa super, super ciudate, a început să-i facă tot ocolul casei, să se uite, bro, de unde vin chestiile astea. Și a trimis și sentas. Ok, și a trimis și o dovadă ca să vadă băieții de la Life of Luxury că chiar s-aud sunete super, super ciudate și că nu este nimica fake. Bro! Bro, ce sunetele astea? Astea sunete ciudate, bă, astea sunete extrem de ciudate. Bă, voi auziți? Mamă, bro, asta e chiar e super, super ciudat. Lasă-mă să mă uităm o dată, bro, parcă am văzut pe cineva. A, nu. Bro, se aude ceva, bă, vă dați seama, gen, vă dăm vedere că băiatul ăla era în pereți. Vă dați seama că te sperii, bro, când auzi sunetele astea. Pentru că nu știu dacă știți însă în America. Adică, ok, poate așa și în România. Însă, știți că noi în România avem pereți, like, pereți, și ce zic, în America, bro, sunt tapete, și ce zic, și de exemplu, dacă eu am dat mare pumn la un tapet de la din, cum zice, la un tapet de la din America, pur și simplu intru prin el, știi ce zic, bro, și acolo, în pereția din America, e un spațiu, bro, știi ce zic, adică e un spațiu în care oamenii pot să stea, este ceva super, super ciudat, și vă dați seama, bro, că te panichezi, adică teoretic e cineva la tine în pereți, men, ce poate să fie mai panicat de atât, adică e la fereastră, e la ușă, n-am, mă, știu unde, bă, dar în pereți, bro, știi ce zic, adică e super, super per clipe. Săraca Megan, hai să vedem despre, hai să vedem ce am mai făcut. Bun, hai să vedem. Și o să așteptăm. Ok, o să ducă la Megan să vadă ce sau cine cauzează aceste probleme. Let's go. A Luxury Production. Hai să vedem, băieți. Hai să vedem. Ce părere despre asta, Parker? Hai să vedem. Vrea să vadă ce se întâmplă. Ok, asta explică, bro. Ea și-a căutat casa, nu noi. Având în vedere că nu ne-am dus acolo și am văzut despre ce este vorba, nu putem spune că ea, ok, ea n-a găsit nimic, dar poate noi o să găsim ceva, așa că haideți să o ajutăm, după cum știți că băieții întotdeauna fac așa ceva. O să găsim ceva, hai să vedem. Mă, n-ai că se duc la ea acasă, bro, chiar sunt curios dacă Megan asta e paranoică sau ceva de genul ăsta, e pur și simplu normală, și să vedem ce creatură, sau poate chiar un om normal se ascunde în, pe acolo, hai să vedem. Ok, hai că am ajuns, bro, hai să vedem ce are de spus, hai să vedem. Let's go. A ajuns la, bro, de ce are așa? Ok, super, super ciudat. Oh, uite-o pe Megan, salut, bun. Meet you, bun. Venim of shoes, scrie acolo. Bun. Și că puteți să intrați, hai să vedem, bro. Let's go, let's go. Se duce să intre. Mulțumesc că ai uitat să stăm aici. Poți să răspui mai mult? Despre experiența ta? Ok, deci că, cum îi spune, aude noaptea cum se sparg lucruri și că e un fel de crawling, știi, adică ca și cum cineva
vine către ea, ce zic, adică ceva super, super suspect, sunete super, super ciudate. Hai să vedem. Cea mai proastă parte este că aud râsete, bro. Adică vă dați seama, bro, că, bă, până la urmă, cel mai creepy lucru când cineva te, gen, îți dă teroare sau ceva de genul, bro, nu e să te sperie, bro, e să râdă, știi, pentru că simți că ăla are controlul, ai, și super, super nașpa. Hai să vedem. Aude și râsete, hai să vedem. Crezi că vine din înăuntru? Ceva ce nu v-am spus, ok, am întrebat-o dacă vine din mijlocul casei ei, să vedem. Noaptea trecută, în momentul în care am dormit, ceva... Ceva ce? Cineva trăgea de părul meu, bro. Ok, cică dormea și s-a trezit și arăta... Gen, of the bed. Oh my god, deci că s-a trezit, bro, și s-a trezit cu tot părul gen tras undeva, adică era pur și simplu tot părul așa, și ce zic, adică nu era un păr normal, era ca și cum cineva voia să o tragă din pat, gen să o ia așa de păr și să o tragă din pat, bro. Ok, destul de ciudat, hai să vedem. What do you mean? I couldn't breathe and I started screaming. Și că nu putea să, cum zice, nu putea să respire și să respire și a început să țipe. Și ok, deci că după ce i s-a întâmplat chestia asta, s-a oprit gen din țipat și s-a oprit gen, nu mai trăgea absolut nimeni și după s-a uitat prin toată camera ei, s-a uitat și sub pat, s-a uitat peste tot, bro, și a văzut că nu e absolut nimic, gen ca și cum ar trage un nimeni, știi, zic, o fantomă sau ceva de genul, hai să vedem. Ca și cum era, gen, era singură. Da, exact, nu există vreo explicație rezonabilă, ce că nu știe. O să pun niște camere să ne dăm seama dacă e cineva aici. Ok, hai să vedem. Deci ok, acum îi duce la camerele ei, bro. Chiar sunt curios, bro, ce să se întâmple, ce zic. Ok, vedem că frățiorul parcă nu poate să fie concentrat din anumite motive, băiții. Numai băiții o să-ți dau seama de ce frățiorul parcă nu e concentrat. Ok. Anything? Dacă ai ceva să-mi spuneți. Hai să vedem. Ce zici despre chestia asta? Crezi că dacă își imaginează? Da, dacă e ceva care îți trage părul, bro, vă zic că dacă vă vedeți și voi dacă vă trage cineva părul până la urmă, adică poate și imaginează, hai să vedem. Ok, acum se duc la ea în cameră și o să pun o cameră, să vedem. Let's go. Bă, hai să vedem ce se întâmplă, bro. A început să pună camere peste tot, ok, ok. Ok, so we just need to set up some cameras now. O să pună camere. Ok, arată că... O să pună o cameră și în camera lui Megan. Hey, hai să arăt Megan. Hi, I know this is weird, but can we put a camera in your room? O să punem o cameră în camera... Yeah, sure, ok, deci pun o cameră în camera lor. Bă, băi, dar... Bă, bro, dar... Bă, camera lui asta arată super, super ciudat. Și ce zic, adică până acum am fata bună, știi și voi de ce motive, dar... Bro, voi vedeți cum arată camera ei? What? Și are o cutie acolo, bro, băi, super, super ciudat, băi, vedeți cum arată camera ei, gen, adică uitați-vă cum are pe jos și singurul cu din camera ei e o cutie, gen, bro, ok, asta e chiar foarte ciudat. Poți să ne arăți ce s-a întâmplat? Cei că stăteam pat? Stăteam pat, hai să vedem. Și, a, cineva o trăgea așa de păr. Am văzut și eu ce s-a blurat, băieți, nu scheți în comentarii. Ce, că nu mai era cineva? Alone. Era... Ai supat? Ce, că dacă s-a uitat supat, dar a zis că s-a uitat supat, bro, acum a zis că nu? Ok, bro, s-ar putea ca Megan asta să mintă, bro. Adică acum e super, super ciudată. What, ce-i acolo? Mamă, e o gaură! Gen, și o trăgea, mamă, acum tot are logică, bro, gen, e fix lângă așa și o trăgea așa din ora și după gata, a scos mâna. Eu, caro, acolo. Chiar acum ai văzut-o? N-ai văzut chestia asta înaintea? Nu. Hai să vedem, să o ignorăm. Bun, hai să vedem, bro, bă, dar mai era ceva supat, vedeți? Nu știu, nu mai am văzut chestia asta, parcă era o curea sau ceva de genul, ia. Uite, vedeți, sunt... Ce-i chestia? Vedeți că mai e încă o chestie sub pat, vedeți? N-a zis nimeni nimica de aia, bro, oare ce-i chestia aia, bro? Parcă și eu, gen, o curea pusă așa, dar nu sunt sigur, știi ce zic, adică nu prea știu despre ce este vorba. Hai să dăm o continuare, bun, hai să vedem. Hai să o ignorăm și să zic ducă. Du-te, hai să vedem. Ok, deci îi duc patru pe acolo, hai să vedem.
let's go. Hai să vedem. Dude, hai să vedem ce face. Hai să vedem. Ce a fost gaura aia, bro? Care gaură? Hai să terminăm cu curbele astea, bro. Hai să vedem. We go to sleep, s-au dus la culcare. Megan's room, bro. Mamă, trebuie să-i vedem fața lui ăla acolo, bro. Mamă, cine aș par fi. Și băieții dorm. Era unul, momentan nimica suspect. Asta e hall-ul, iară nimica suspect. Hall-ul, după o oră, fix după o oră, de la 1 și de la 207. Ia, gaura, ia uite-ți, bă. Nimica, bro, nimica momentan, ok. Deci până acum chiar nimica suspect, hall-ul. Bro, se aude ceva. Bro, se aude ceva. Oh. Bro, îl vedeți pe tovarășul nostru, da? Adică, nu se sigură care văd. Eu v-am zis, gen, că în America e foarte mult spațiu între, gen, așa sunt căsile făcute în America. Și în România poate să fie așa, dar e foarte mult spațiu. Și poate să intre un om să meargă așa printre pereți super, super ușor. Pe bune, gen. Brucicomola, ok, hai să vedem hall-ul. Hai să vedem. Bro! Bro! Bro, bro, o trage de păr, man, ce-i aia? Ce-i cu mâna aia, bro? Lasă-o în pace, man! Ok, ok, și-au dat seama, băieții, hai să vedem. Ok, trebuie să pună pantalonii. De ce dormea fără pantaloni, bro? Ha, sunt destul de suspect, hai să vedem. Bro, ce se întâmplă? Wall. From the hall? Cum ai... Cică... Ok, ok. Sunt super, super suspect, hai să vedem. Bro, dar la omul ăla n-arăta normal. Bro, fugiți, ce a fost aia? Bro, uite-l, bro! Bro, ați văzut? Bro, îl vedeți? Bă, ce e ăsta, man? Ok, hai să vedem. Super, super suspect, dai, bro. Mamă, dar ce are două ăla? Mama asta tot țipă, bro, nu mai țipa. Cum ai dat în perete? Megan, ești ok? Hai că e ok, da, e foarte, foarte ok. Ok, hai să, o să se ducă undeva unde să doarmă și Megan noaptea, hai să vedem. Megan has since moved out of the house, deși că Megan de atunci s-a mutat din casa aia, hai să vedem. Well, I started with how the man got in the walls. Încerc să-mi dau seama cum omul a intrat în pereți. V-am mai zis eu, băieții, cum a intrat în pereți, să nu fie probleme, hai să vedem. Bun, hai să vedem și cred că aici s-a terminat videoclipul, băieți. Da? Ok, bun băieți. Deci, vreau să scrieți la comentarii, guys. Deci, haideți să începem, nu mai tragem de timp și haideți să începem să vedem despre ce este episodul. Deci, for today, for this episode, pentru acest episod, au primit un report, old decoy actress, deci de la Victoria. Victoria asta cică a fost un old decoy actor. Ce înseamnă chestia asta, o să vedeți acum. After. Deci crede că după ce am filmat videoclipurile astea cu ea, ei bine, guys, cum se zice, Victoria asta era o actriță momeală la ea pe canal, la ei pe canal. Ce înseamnă chestia asta cu actriță momeală? Adică, după cum vedeți, zice catching a child predator, catching a child predator. Ce înseamnă chestia asta? Ei urmăreau într-un fel obsedații, bro, și ea era momeală și filmau și puneau pe YouTube, gen, adică obsedații. Se îndrăgosteau de asta, voiau să-i facă rău și ei filmau și puneau pe YouTube, gen, a fost un fel de actriță momeală, după cum au spus și ei. Și cică s-a întâmplat ceva după ce a făcut videoclipurile astea cu ea. Hai să vedem. Deci cică, uitați, is Victoria, a spus aici, cică după ce au filmat videoclipurile alea, gen, pe care le-am arătat mai înainte, cineva a aflat unde trăiește ea și a început să intre în casa ei și să intre prin efecție în casa ei. Victoria, care ar trebui să fie, gen, teoretic, locuiește singură, aude niște sunete așa de spart sau ceva, de genul niște sunete, niște bocăniri noaptea,
când încearcă să doarmă. Deci, super, super, super. Pe lângă chestia asta, ea crede că este în mare, mare pericol, bro. Deci e o chestie destul de, destul de reală aici, hai să vedem. Chiar acum merg acasă la Victoria să vorbească cu ea. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, a quick from our sponsor. Bun, băieții, hai să vedem ce o să facă ăștia în continuare. Dude, what do you think the chances are that someone's actually coming in? I don't know, dude, pretty low, but that doesn't really change anything. What? My point is, we don't really know if her situation is any different. That's why we're investigating. I just think she got too paranoid after we filmed those videos. Ok, guys, deci Chester crede că nu există așa de multe șanse ca cineva să fie în casa ei. Mai degrabă ea a început să fie foarte paranoică după ce au filmat videoclipurile alea. Chiar dacă ea teoretic știa ce face, adică nu era o victimă pur și simplu a răpirii sau o chestie de genul, ea pur și simplu era o momeală acolo, adică știa ce este pusă. Totodată a devenit foarte, foarte paranoică. Nu știu ce să zic, hai să vedem. Bă, still have, da, 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 hai să vedem, hai să vedem, bro. Chiar vreau să ne pierdem timpul, hai să vedem despre ce o să zică. Chiar sunt curios, bro, ce o să zică. Let's go. Bun, aici arăt ei pe drum, se duc, bro. Imediat trebuie să ajungă la Victoria acasă, bun, hai. We arrive at Victoria's house. S-au ajuns acasă la Victoria, bro, hai să vedem. Hai să bată la ușă. Și că toate luminile sunt date jos, o fi că Victoria e speriată, după cum a spus și el, hai să vedem. Bun, hai că au ajuns acasă. Let's go. Hi. Salut! Uită pe Victoria, bro! Nice to see you again. Pare bine că... Și că trebuie să fiți... Cum zici? Ai zis că trebuie să... Nu facă zgomot, bro, dar nu prea înțeleg care este logica cum trebuie să facă zgomot. Parcă la început a zis că locuiește singură, după cum ați auzit. Hai să vedem, bro, despre ce este vorba. O să stăm jos să vorbim? Dar trebuie să vorbești foarte, foarte ce. Cred că și Victoria este puțin dusă cu capul, băieți. Adică a zis, la început a zis că ea locuiește singură, gen, like. De ce să, bro, e casa ta, nu locuiești cu nimeni. Nu cred că ai vecin, că stai la ok, super, super suspect, hai să vedem. Hai să vedem care este treaba cu Victoria asta. Let's go, așa, Victoria. Ok, bă, deci asta chiar e dusă cu capul, bro. Nu-i lasă pe băieți să vorbească, că trebuie să vorbească mai încere. Hai să vedem. Why do you want to be quiet? De ce vrei să fim... Chica, I don't know if they are in here right now, chica. De ce vrei să nu vorbim tare? Nu știu dacă sunt aici chiar acum. Cine să fie, bro? Who's they? Persoana care vine pe aici. Deci crezi că stă cineva aici cu tine? Adică e cineva în casă cu tine în momentul de față. Eu cred că e paranoică, băieți. Hai să vedem. De când am făcut acele videoclipurile, aud chestii în casa mea. Ca și cum chestiile sunt mutate, mai și vede chestii mutate care nu erau la locul lor înainte. Ce că sunt ceva te urmărești, ce că aude și pași, hai să vedem. Ce că nu știu, poate. Ești ok, bro? Deci băieții nu prea o cred, cred că e dus destul de dusă cu cap. Oricum e dusă cu cap, de, după părerea mea, adică e destul de paranoică, sincer, dar băieții nu prea o cred. Hai să vedem ce se alege până la urmă. Da, ești puțin ca paranoică. Dacă ați fi în situația mea, ați fost și voi paranoică, hai să vedem. Ai vreo dovadă? Ce că n-am o dovadă fizică. Hai să vedem. A sunat la poliție de vreo 4 ori. Și niciodată... Ci că a sunat la poliție de 4 ori și n-au putut să găsească nimica, dar ea știe că e cineva în casă ei, bro. Bă, acum am găsit casa și la poliție, o găsesc cam paranoică. Hai să vedem. Ci că îl aud cum merge pe hol noaptea. Tocmai de ce v-am sunat? Bro, nu e acolo, adică bro, parcă am auzit ceva gen, adică nu, acum eu făceam paranoic și acum sunt și eu paranoic, bro, dar parcă am auzit ceva, ia să, yeah. Ia vedeți. Alright, Victoria, listen, we're gonna try to help you. Bro, s-auzi ceva, like, pe bune, s-auzi ceva, dar nu pași, s-auzi ceva. Da, acum, băieți, adică nu știu dacă voi așa, dar știți că
când stați undeva într-un loc gen, mai și, nu știu dacă la voi se întâmplă, să mai pocnească mobila, să mai pocnească parchetul, știi ce zic? Mai există sunete de-astea, știi cum, la, cum e cu corpul omenesc, odată te mai doare o chestie așa random, abar n-am de ce te doare, dar te mai doare, bro, nu trebuie să fii paranoid la orice chestie pe care ți se întâmplă. Dacă cumva se aude un sunet, bau, gata, au uitat hoții pe stămine, nu băiți? Se mai întâmplă chestii de genul, sunt complet normale, dar asta e dusă cu capul deja, hai să vedem ce se întâmplă. Și că ați auzit chestia asta? Nu, no, n-am auzit. Asta încearcă să filmeze acolo și nu-i nimic acolo. E super paranoică. Hai să vedem. Și că o să punem camere foarte, foarte micuțe peste tot la tine în casă. O să înregistrăm toate camerele pe timpul nopții să vedem dacă vedem ceva super, super suspect. Și după... Ok, deși că o să ne uităm de dimineață pe filmări, tot ce trebuie să faci este să te comporți complet normal, să te comporți complet normal și te duci la culcare complet. Hai să vedem. Deci ei pun și pleacă, băieți. Ok, deci fiți atenți. Ei pun alea și pleacă după. Ok, hai să vedem. Uite, exact, voi plecați, bro? Like? I have a doctor's appointment in the morning. Și că am programarea doctor dimineața. You're just a little bit paranoid right now. Ești doar destul de paranoic acum, hai să vedem. Bun, hai să vedem. Hai să meargă, bro, hai să vedem despre ce este vorba. Bun, deci pun camere peste tot, băieții. Să se înregistreze, pun peste tot o cameră. We'll see you in the morning. Ok, au pus camere și acum pleacă, hai să vedem ce se întâmplă, bro. Cred că fata asta este nebună. Asta, ce că nu spune asta. Bro, e puțin ca paranoică, dar și eu am auzit ceva acolo. Ce că Willie Victoria sau am plecat de la casa Victoriei. Hai să vedem. Ok, deși că n-a auzit nimica, mai ales în momentul în care a spus și n-a auzit nimica. Nu știu ce să zic. Da, e destul de speriată, bro, adică nu se întâmplă așa normal. E foarte paranoică, ce că. Ok, bun, ei speră să o ajute pe ea, având în vedere că 100% și noaptea asta o să audă sunete și după o să vadă că, bă, uite, nu-i nimic aici, sau poate chiar e ceva, hai să vedem. Bun. Opa, primesc un telefon, bro. De la cine? Cică, cică, trebuie să răspundă, l-a zis să nu răspundă. Cică, e si... Bro! Bro! Bro, ce se întâmplă, bro? O suna Victoria, că cei are nevoie de ajutor. Ok, hai să vedem, bro. O suna Victoria, că cei are nevoie de ajutor, bro. Ce se întâmplă? Cei care e acolo. Bro, cei care are nevoie de ajutor. Deci nu era chiar și de paranoică, dar hai să vedem dacă e adevărat. Ce se întâmplă, man? Deci chiar nu știu ce se întâmplă. O suna Victoria, că are nevoie de ajutor, că e paranoică. Hai să vedem. La câte mile? Ok, încă 3 mile, hai să vedem. Când ajung acolo, ce se întâmplă, bro? Dar nu văd pe nimeni, man. Ce se întâmplă? Oh, se aude ceva, bro, s-a auzit. Băieți, s-a auzit, se aude ceva, bro. Bro, se aude ceva. Bro, cine e acolo? Bro, cine e ăla? Bro, cine e ăla, bro? Bota ta e, bă, n-ai ce face mai bun. Bro, deschide ușa. Bro, cine e ăla? Bro, cine e ăla? What the hell? A, nu-i tata, are o mască pe față, fiți atenți. Da, are o mască pe față. Dă jos masca. Ce că dă-ți masca jos sau te face să dăm jos, băieții, că n-au zis genul ăsta de amenințare, vă dați voi jos masca, nu trebuie. Să vedem. Bro, dă-ți masca jos. Să sunăm la poliție, dă-ți masca jos, are o mască pe față. Sir, now can you please tell me why? Ok, bro, asta e super super ciudat pentru că e un bărbat, gen, adică e un bărbat normal, bro. Ce faci cu viața ta, prietenul meu? Ce că de ce terorizezi fata asta? Vedeți? De luni. Hai să vedem. Ba, ma Morris? Oh my god. Victoria, do you know this guy? He used to take pictures of my feet in class. What? Deși că îl știe pe Morris ăsta și că îi făcea poze la picioare în clasă. Deci,
ăștia doi sunt doi ciudați băieții. Nu văd de ce a trebuit să vedem. De, băi. Și că știe pe Maurice ăsta, Maurice ăsta. Ia să vedem. What? Yeah, we also went on a couple jumps. Ce că a fost un cuplu. Stai aici, bro. Bă, lasă acolo. No, not you. Not tu. Bă, l-ai terminat oricum. No, Maurice, whatever your name is, can you... Maurice? Can you explain why you've been terrorizing her for 3 months? Poți să spui de ce o terorizezi de 3 luni, bă, Maurice? Hai să vedem. I don't wanna... No, I just... Can I just speak to Victoria alone? Și că poți să vorbesc cu Victoria singură, bro. No, no. Nu vreau să vorbesc cu el. Dar explică-ne de ce vii aici și porți masca aia. Victoria. Spune Victoria. Hai, explică-te. Doar te iubesc, chica. Și vreau să fim înapoi, deci ei au fost împreună, ok. Oh my god, bro, ești terminat rău. Hai să vedem. Chica, ai fost întâlnit cu băiatul ăsta? Da, a fost o perioadă mai turecată, bro, oricum asta e super, super ciudat, bă. Cum să faci așa ceva, oamenii? E super, super ciudat. Da, exact, bro, deci ok, am înțeles chestia asta, ok, de înțeles, bro. În cazul în care băieții vreți să recuceriți o fata asta, soluția vă zic de acum, nu că... nu că am încercat sau ceva de genul, doare ferește. Însă ăștia vor să afle de ce poartă masca aia. Gen, de ce poartă masca aia? Toată ne întreabă de ce poartă masca aia de om bătrân, că nu prea are logică. Hai să vedem. Și că ce culoare sunt pictate ele acum? Care ele, bro? E serios? De ce e ciudat cu tine? Her toes? Măi, băiții, cred că ăsta e disperat de picioare, de unghiile ei și întreabă ce culoare sunt făcute, băi, tu ești... Da, mergem la secția de poliție. No! Dacă vei... What? Nu! Bă, asta nu vrea! Asta nu vrea! Opriți-vă! What? E ok! Cum adică e ok? Lasă să stea! Da, exact, nu poți să... What? Bă, băi, deci n-are nicio logică chestia asta. Efectiv, terminat asta, vrea să stea cu el. Guys, plecați! Asta e casa mea. Exact, bă, și a venit să te ajute și tu acum ai dai afară. Mamă, păi să moară, băi, dacă aș mai ajuta eu pe asta vreodată. Guys, e timpul să plecați. Ai numărul meu, hai să vedem. Deci oricum, își ciudați. Ce se întâmplă? Băi, super, super ciudat. Ce se întâmplă cu... Oricum, e super, super ciudat asta. Băiți. Eu nu mai înțeleg absolut nimic. Deci Victoria a meritat terorizată din prima, adică nu... Deci, hai, luați-vă camerele. Bro, da, cred că sunt drăgostiți. Bă, ce, bă, și-ați duși cu capul meu. Era nebună, da, a spus asta că era nebună. A avut dreptate de data asta. Ce stără a avut dreptate, bro? Și că nu mai știu cum funcționează lumea, exact. Hai să mergem acasă. Zicea el că e nebună, bro. Da, hai să nu facem chestii de genul, știi ce zic, bro? Și că we drove home and set this behind us. Deci că am mers acasă și am pus asta în spatele nostru. Vede ce mai zice. We haven't heard from Victoria since. De atunci n-am mai auzit nimica de Victoria și niciun mesaj de la ea. Bro, dacă cumva, băi, și merită, știi ce zic, adică cât de proastă să fie, bine băieții. Azi zic dacă s-a terminat aici videoclipul sau mai e ceva. Ok băieți, dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați cu reacția, let's go. Pentru acest episod, let's go. Ok, deci au primit un e-mail de la Milia aia și fratele ei mai mic a murit acum câtva timp, ok. Millie has noticed strange changes in her father's behavior and appearance. She thinks that her dad has not been able to accept her little brother's death, and the things that he's been doing are sick and go beyond grieving. Ok, boys, deci fiți atenți, de când a murit frățiorul ei mai mic, tatăl ei s-a schimbat foarte, foarte mult. Băi, e și normal, având în vedere că i-a murit copilul, te simți foarte, foarte prost. Însă a zis că... Chiar dacă, da, ia și ea chestia asta în calcul, că i-a murit copilul și că se simte foarte prost, bă, chestiile pe care le face sunt super, super ciudate și sunt exagerate. Și ne-a trimis un videoclip, hai să vedem. Hello.
Salut, sună mai mare, bă, cine e ăsta? Asta-i taică-su? A, ba nu, a. Uite, vedeți, băi, zi, cineva care, adică, taică-su a venit cu păpușa asta și îi joacă feste lui, lui asta. Ce face? Uite, ăla-i taică-su, ăla-i taică-su, bro. Bă. Bun, deci trebuie să mergă acolo să vadă dacă taică-su e ok și care-i treaba. Hai să mergem, băieții, nou episod de Life of Luxury, primul din 2022, abia așteptam să fac reacția asta. Băi, ciudat, rău de tot ce se întâmplă, pe bune. Hai să vedem. Chiar acum merg acasă la Millie aia, cum te simți? Întreb. Ok. So what? Her dad not being able to cope emotionally is none of our business. Ok, deci fățiorul Chester întotdeauna este așa puțin nesimțit, însă bă, într-un fel are dreptate, frații mei, adică bă, poate taică-su a înnebunit efectiv pentru că i-a murit copilul mai mic, adică bă, îți dai seama, iubea foarte, foarte mult și poate de-aia. Și de-aia zice Chester că ei n-au ce căuta acolo pentru că taică-su nu poate să accepte emoțional că fiul lui a murit. Da, avem mai multe e-mail-uri, spune. Nu te mai uita așa de negativ. Bă, într-un fel are dreptate, boys, vă zic, adică poate nu e nimic atât de creepy acolo, gen, și doar pentru că, na, i-a murit copilul, nașpa. Ok, lui Parker chiar îi pasă ca oamenii ăștia să fie ok. Hai să vedem. Let's go. Bă, bă, e ciudat rău de tot, boys. Se duc acum acasă acolo să vadă care-i treaba. Eu zic, boys, că sutra asta e ceva ciudat la mijloc, însă nu știu ce până acum. Au ajuns acolo, bun. Ok, au ajuns la destinație, hai să vedem. E ceva ciudat la locul ăsta. E ceva ciudat la locul ăla, bro. Ok. Hai să vedem. Au ajuns aici. Bun, mamă, e o casă destul de mare. Bat la ușă. Bun. Bro, mama asta e Millie? Mamă, ce mare. A, bă, nu, a ținut la camera jos. Ești Millie? Yeah. Da, mamă, și ea se comportă ciudat, bro. Ne-a dat e-mail despre tatăl tău? Dude, what? We'll just come in now. Bă, asta nu vorbește, ce-i cu ea? Okay. O să-i trebuie mult dacă e ok. Bă, bă, ea e ciudată rău de tot. Okay. Bă, de ce se comportă așa ciudat? Asta e casa lor, ok. Ciudat. Ok, băieți. Ok, Millie, thank you for letting us sit down with you. Yes. Millie, mulțumim că bro. Okay, so can you tell asta râde, gen, nu-i vine să cred cât de ciudat e. So 2 months ago, my little brother Timmy passed away. Ok, ci că acum 2 luni fratele meu Timmy, mai micuț, a murit. S-a întâmplat așa random. Random. Și de atunci tatăl meu se comportă foarte, foarte ciudat. Și că crezi că tatăl tău e supărat pentru că fiul lui a murit? Însă, boys, fiți atenți, uitați-vă la titlul episodului. Zice că ea credea că frățiorul ei mai mic este mort. Deci, nu știu dacă Timmy e mort. Trebuie să ne gândim. Hai să vedem. E mai mult de atâta. Și că a auzit foarte multe sunete ciudate de la atelierul lui. Ok, a zis că e foarte bine că îți faci griji pentru tata tău, adică ești o persoană empatică, ții la el. Ce se aude? Bro, bro, cine e ăla? Ăla-i tăi că sunt cu păpușa, bro. Bă, bă, ce se întâmplă? Salut, băieți, sunt eu, Timmy. Nu a murit, ha 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 ha. Doar mă prefăceam că sunt mort. Mamă, deci stai că s-o face asta cu păpușa asta. Ce ciudat. Te rog, oprește-te. Bro, uite-l pe taică-su. Mamă, ce ciudat arată. Dude, ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Cine sunt prietenii tăi mai mari? Sora mai mare. Hai să ne jucăm toți. Te rog, oprește-te. Bă, ce ciudat e. Voi nu vreți să vă jucați cu mine? Bă, bă, nu-l supărați pe ăsta, nu-l supărați pe Timmy, băi! Mă, cine a fost chestia aia?
Așa reacționează taică-su de când a murit fratele ei. Bă, ciudat. Vrem să vă ajutăm, pe bune. Ai ceva de atelierul lui taică-tu? Putem să mergem să vedem care-i treaba? E în garaj. Și că puteți să vă duceți acolo, dar să nu faceți mizerie sau ceva de genul. Lui taică-su nu-i place când oamenii se uită la lucrurile lui. O să fim respectoși, hai să vedem. Ok, boys, mamă, bă, ce ciudat. Ce ciudat. E serios? De ce nu e serios tu? Ok, ăsta, bă, ce stări, se spune pe bună dreptate. Bă, ce era chestia aia? Cine face asta? Cred că era doar o păpușă. Mamă, deci eu zis că, deci, taică-su a făcut o păpușă. Gen, o păpușă cu numele lui fiului care a murit și tot zice că e de fapt fiul lui nu a murit, numai se prefăcea, trebuie să accepte că a murit, spune. Pă bune. Ești insensitiv, mamă, deci babă, zăra cu Chester, mamă, deci pare că ăsta m-a luat o razna, bă, vrea să ajute pe toată lumea, bă, dar unii oameni care sunt așa ciudați, bă, nu, bă, eu zic să nu trebuie, dacă sunt ciudați, de-astea au chestii posedate, pe bune, adică sunt ciudați rău de tot. Mai bine fug de aici, spre binele lor. N-au ce să-i facă lui taică-su, n-au cum să-l ajute, cred. Eu nu cred. Mai bine nu-l ajute, că n-au cum. Cred, nu știu, vedem. Mamă, ce-s cu chestiile astea? Bă, acolo scrie organe umane pentru transplant. Ok, ăsta a pus o cameră aici. Mamă, ce-s astea? Bro, aici sunt desene cu păpușa. Ce că să nu-i atingi lucrurile. Bă, mamă, i-a atins lucrurile. Bă, fix asta nu trebuia să faci, frate meu. Bă, ce-s astea, bro? Ce ciudat, man, ce ciudat. Bă, bune, ciudat. Chester, nu mai fa asta. Bă, bune, bro. Mamă, a pus așa, bro. Bă, voi vedeți ce zice aici? Zice ceva de plămâni și de inimă. Observați, gen? Observați desenele. Ce-ai făcut? Au unit desenele. Sunt ciudate. Uite-te cum arată. Ce naiba e asta? Trebuie să vorbim cu Millie. Hai să vedem. Mamă, săracu, ce stări, bro? Și eu eram la fel de ca pe mine. Gen, ce e asta, man? Uitați-vă, bro. Băi, ciudat. Rău de tot. 956 pe hol. Aoleu, iară se aude aia. Mamă. Aici e camera lui taică-su. Trebuie să vedem, ia. Stai că asta se uită în cameră. Tată, bă! Bă, boys, ăla seamănă cu... Nu știu dacă vă aduceți aminte. De Timmy sau de Tommy din... Gen băiatul ăla care nu se mai putea opri din crescut. Scrieți la comentarii neapărat, fix acum opriți videoclipul și scrieți la comentarii dacă vă aduceți aminte de băiatul ăla. S-ar putea ăla să fie. Chester, ce se întâmplă? Hai, tată. Doar vreau să mă joc cu tine. Bă, da. Eu nu vreau să mă joc, Timmy. Bă, ia să-ți puțin băieții. Păpușa aia pare că a luat viață. Sunt obosit. La ce te uiți, mamă? Uite, ăsta îi filmează. Bă, ce se întâmplă? Oh, bro, ce se întâmplă? Ce a făcut ăla? Bă. Nu-l mai înregistra, trebuie să plecăm. Nu are mână. Bă, bune, nu are nicio mână. Nu are palmă, boys. Bă. A închis ușa. Mamă, mea, ce se întâmplă acolo? Uai, ciudat rău de tot. Asta cred că e camera ei. Hai să vedem. Millie? Hey, Millie, ok, ce cameră are, boys, are un pad ăla, cum aveau regii. Right? Mamă, dar Millie, asta se comportă ciudat, am întrebat-o dacă se simte bine. Sunt ok, nu prea ești ok, soarme. Doar ne-am uitat la asta. Boys, eu cred că lui Parker îi cam place de Millie. A zis că tatăl tău e acolo, însă momentan eu sunt aici, așa că nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece te ține o în priză și pune mâna pe ea. Mamă. I don't know if he's losing his mind.
Și că doar îmi fac griji pentru tatăl meu. Bro, asta și că să întrebe despre mâna lui, bă, da, lui Parker, că îmi place de ea. Ok, asta plânge. Hop, a primit un mesaj de la boyfriend hubby. I love you too, baby, I'll see you tomorrow. Boys, are un prieten. Are prieten. Hopa, Parker, ce ai făcut, șmechiule? Are prieten. Ia uite-te la el. Mamă, ok. Merge la culcare. Ok, boys, deci pare că e complet dezamăgit pentru că... Și că voiam să te întreb ceva. Hai să vorbim despre asta. Ok, voia să ne întrebe ceva pe Parker, ne-a zis că nu trebuie să mă întreb, vorbim de dimineața, deci pare că e complet dezamăgit că aia are prieten, a primit mesaj de la prietenul ei. Nu știu ce se întâmplă. Mamă, boys. Mamă, dar ce casă mare au ăștia, hai să vedem. Mamă, uitați-vă la camera lor, iarăși unesc paturile ca în fiecare clip, dar uitați-vă ce mare e camera. Ok. Nu știu. Doar mă gândesc. I was trying to tell you this earlier. When I was looking in the dad's room, he took off the puppet and he didn't have a hand. Ok, asta zice că n-avea mână, deci bă, Parker, nu mai e atent, nu mai e atent la nimic din ce zice pentru că se gândește că mama aia are prieten, nu știu ce. I don't know how he's been controlling the puppet. Something messed up is going on. Ah, dar chiar a zis. Boys, acum mi-am dat seama, bă, deci nu știu dacă voi v-ați dat seama de la început, însă dacă el nu are mână, cum controla păpușa? Gen, cum a zis că tot mișca păpușa? Mamă, deci bă, cred că păpușa aia a prins viață, pe bune, sau prinde viață noaptea. Bro. Da, ok, boys, mamă, bă, Parker vrea să abandoneze. I-a zis ăla, cum face Chester întotdeauna, zice, bă, trebuie să plecăm de aici. Și el a zis că da, chiar a trebuit să plecăm. Deci, bă, ăsta vrea să plece. Wait, what? Nu-ți mai pasă de ei? Nu. Nu e asta. Ok. Ok, băi, deci fiți atenți. Efectiv, el parcă a zis că cică când vorbeau atunci a văzut textul pe telefon că are un prieten, gen. Și a zis că dacă într-adevăr e o problemă de asta de familie așa de mare, să o rezolve prietenul ei, nu el, teoretic. De ce îți pasă de iubitul ei? Cică, da, și iubitul ei trebuie să o ajute, nu noi, emoțional. Mamă, deci... Ok. Hai să mergem să ne culcăm. Săracul Parker. Ha, bro, mai săracuțul de la, hai să vedem. Let's go. Deci lua asta, uite. Noapte bună. Bun. Acum, boys, vine partea care ne place la toți cel mai mult. Adică partea în care ne uităm la filmările astea. Let's go. Ora 11:52:05. Nici măcar nu era 12. Miri doarme, toată lumea doarme. Tot ok. Tata, dar nu vreau să mă duc. Bun, și aici e în atelier. Și taică-su vorbește cu Timmy și zice că tată, nu vreau să mă duc. Nu vreau să mă duc la culcare. Vreau să mă joc. Nu, de ce? Sunt obosit, asta întotdeauna zice că e obosit. Uite-l pe Timmy. Mamă, deci bă, frate, su, cred că de fapt nu e mort, bro. Nu? Nu știu, ciudat. Oh, bro, ce-i asta? Îl pune pe Timmy. L-a pus pe Timmy acolo. Bun, și ăsta-i taică-su. Bun, s-a făcut ora 1 dimineața. Momentan nu am înțeles prea multe chestii. Ok. Uite-l pe Timmy. Dar ce face taică-su acolo, bro? Oh, Timmy se mișcă, bro. Bă, Timmy se mișcă singur, man. Se uită la cameră. Man, nu-i ok. Nu-i ok ce se întâmplă, vă zic. Nu e deloc ok ce se întâmplă. Bă, tată. Bă, ce se întâmplă? Bro, ce face? Bă, ce face? Bă, vreau să rămânem! I-a dat în cap lui taică-su! Păpușa! Fratele Timmy!
I-a dat în cap lui taică-su, boys. Bă, păpușa, i-a dat în cap lui taică-su. What? Hopa! Păpușa are un plan malefic cumva? Gen fratele ei? Ia uite-l. Ia uite-l, boys. Mama! Bă! Bă, cum se mișcă așa? A venit la asta în cameră, bă! A venit la parcă și la acesta în cameră. Deci de data asta, bă, întotdeauna mergeau la mine în cameră sau la aia. Uite, uitați-vă la el cum se uită. Bă, ce o să facă? Boys, mi-e frică. S-a făcut ora 2 dimineața, ok. Ce se aude, bă? Bă, bă, treziți-vă, oamenii mei. George, că trezește-te, trezește-te. Ce e aia, frate? Hai să vedem. Hai să plecăm de aici, neapărat. Hai să vedem ce e aia. Ce e aia, man? Boys? Mamă, 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 hello. De ce nu vrea nimeni să se joace cu mine, bro, ce-i cu păpușa asta? What? Ce naiba? Mamă, bro! Bă! Mamă, l-o la pe Chester, fă ceva! Parker, fă ceva! Frate meu? Chester! Chester? Nu, mă, nu poate să deschide ușa, deschide ușa. Bro! Bro, ce face? Bă, ce face cu Chester, bă? Salvează-l, bă! Ce face Timmy ăsta, bă? Bă! Mamă, ce i-a dat, dă-i! Chester, fugi! Bă, ce-i asta? Mamă, mamă, ce are pe gât? Plecați! Unde a plecat păpușa? Bă! Mamă, s-a dus în camera la Millie, fugiți! Fugiți! Boys! Vrei să duci acolo? Nu vrei, nu vrei. Fugi, fugi. Hai să mergem acasă. Fugiți, bă. Duceți-vă acasă, pe bune. Fugiți. Mamă, bro. Mamă, mamă. Bă. Bă. Mamă, plecat. Cică, au evadat din casă, au mers la mașină și după au mers la ea acasă. Hai să vedem. Și de atunci n-am auzit nimic de la Millie sau de la frate, de la taică-su. Bă, și aici s-a terminat, boys. Bă, bă, deci ce episod creepy de Life of Luxury. Deci oamenii mei, de fapt, cred că fratele Timmy niciodată nu a fost mort și taică-su într-un fel. Adică, bă, cred că Timmy a murit, taică-su i-a furat organele, a zis acolo că avea ceva cu organe și le-a pus într-o păpușă și păpușa a prins viață. Ei bine, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să facem la acest videoclip 20.000 de like-uri pentru o nouă reacție Life of Luxury. V-am pa pe toți și vă urez o seară minunată și baftă la școală. Să aveți grijă de voi, pa!